Guvernul român susține înnoirea parcului auto din România prin acordarea de etichete utilizabile în achiziția unei noi mașini. Programul Rabla se derulează prin administrația Fondului pentru Mediu, existând parteneriate cu dealerii de autoturisme. Astfel, dosarul se realizează între dealer și solicitantul care dorește achiziționarea unui nou autoturism. Programul Rabla se derulează efectiv prin administrația Fondului pentru Mediu și există parteneriate cu dealerii de autoturisme. Deci un dosar se realizează între doritor sau solicitant și dealerul de autoturism. Programul în sine este un program care stimulează înnoirea parcului auto, pentru că s-a constatat că parcul românesc este destul de vechi. Se dă în continuare prima de 6.500 de lei pentru casav, iar pentru electrice sunt, să spun, condiții mai avantajoase, în sensul în care se mai dau ecobonusuri. Acum, ținând cont și faptul că cele electrice sunt mult mai scumpe și ecobonusul are o valoare mai mare. În ceea ce privește programul Rabla Classic, prima de încasare este de 6.000 de lei, respectiv 9.000 de lei în cazul predării a două autovehicule uzate, la care se pot adăuga diverse ecobonusuri. O altă modificare se referă la vechimea autovehiculului uzat eligibil în cadrul programului, care trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. De asemenea, a fost eliminat termenul de 60 de zile de casare, radiere autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa, radia, până la emiterea facturii autovehiculului nou. Autoturismul pentru care se dorește casarea trebuie să aibă o vechime mai mare de 6 ani. Conform noului proiect pentru 2022, autoturismele mai vechi de 15 ani și Euro 3 primesc un ecobonus suplimentar la casare. Casarea se poate face după momentul începerii programului Rabla 2022, doar în centrele specializate autorizate în scopul casării.